Este ziua copilului și astăzi puterea este a lui. Lasă-l să viseze cu ochii deschiși. Balonul, cartea ei de povești lansată în 2018, în care și-a așternut emoțiile și sentimentele, este citit acum în grădiniță și școli. Super puterea mea e să fac oamenii să zâmbească. Ești celebră, copiii te citesc. Cum te simți? <laughs> e, e puțin ciudat. Mi-a plăcut și faptul că ei au înțeles ce am vrut eu să transmit și atunci cam mai a fost un fel de răsplată, între ghilimele, pentru mine, prin care de asta, practic, am vrut să arăt că îți poți îndeplini visele la orice vârstă și că nu este important câți ani ai ca să îți atingi scopul în viață.